O delegație a Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați în România a efectuat o vizită de lucru în județul Hunedoara pentru a pune bazele unui dialog care să extinde colaborarea cu toți actorii implicați în răspunsul coagulat față de criza refugiaților din Ucraina și pentru a identifica modalitățile de cooperare și sprijin pe termen mediu și lung. Întâlnirea s-a desfășurat la sediul instituției prefectului județul Hunedoara, iar temele de interes s-au axat pe angajamentul față de principiile dreptului umanitar și dreptul refugiaților, procesul de asistență umanitară oferită sub conducerea instituției prefectului și realitățile cu care se confruntă toți actorii implicați în aceste demersuri. Prefectul județului Hunedoara, Călin Petru Marian, consideră că eforturile conjugate realizate de actorii instituționali implicați în sprijinul comunității ucrainene aflate pe teritoriul județului Hunedoara au fost eficient concentrate. De asemenea, Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției Hunedoara poate fi un exemplu de bune practici în materie de coordonare a acțiunilor de intervenție asociate situațiilor de urgență. Delegația a fost condusă de Camelia Niță Frățile, coordonator al Centrului de Tranzit în regim de urgență Timișoara.